nu știu ce. Puțin o să, adică... Cu Ioana mergem. Hmm? Cu Ioana mergem la mine. Ce-o fi lux? Ce-o fi, nu mă mai gândesc. Știu. Cristia are planurile lui și o vor trimite pe Ioana ca să rămână ei doi cocoși. Ei, cocoșei, că nu-s cocoși. Dacă plec eu, nu știu tu cum ai să te descurci dacă plec eu. Eu nu, eu intru în depresie fără tine. Sau dacă pleci tu... Nu, tu te descurci fără mine, dar eu fără tine intru în depresie și nu... Ce să... Da, știu. Eu sunt nominalizată la eliminare, cu siguranță 100% se știe. Și mergem amândouă, iar și ce-o fi, o fi. În cazul în care una, tu pleci și revin eu, să nu-i arazna acum abia cu... Ce să-i arazna, că nu mai o să fie lider. O să fie mielușel iar. Ca să nu se arazna, crede-mă. Trebuie să câștigi, Anisia. E concursul, nu proba de azi. Că azi proba de azi o câștigi. Concursul trebuie să-l câștigi, Anisia, te rog din suflet. Că tu ești singura care... Mamă, vine să plâng când zic asta. Tu ești singura care poate să reziste aici pe unii. Eu am prea mulți nervi, pe mine eu am prea mult schimb, sunt prea schimbătoare cu stările mele și sunt prea crizată. Trebuie să câștigi concursul ăsta. Te rog, luptă, că e singura care poate să reziste psihic în această emisiune și nu e atât de afectată de ce se întâmplă. Doar ca să nu câștige mizeriile, pentru că au rămas doar mizerii. Ok, o exclud pe Ioana, dar ea o să fie mâncată de ăștia doi sau cine știe. Eu sunt concentrată pe mine, mult. Da, posibil să fie un avantaj faptul că sunt cu două fete. Dar depinde și de mine ceva în momentul ăla.